Ați fost și la Dinamo, dar pe Florin Prunea, care este alături de mine în studio, în meciurile Steaua-Dinamo l-ați înfruntat când dumneavoastră erați la Steaua. Mai puțin, că e mai mic ca mine. Da, e adevărat, v-ați intersectat mai puțin. Cu Clujul cred că am jucat odată și ne-a luat de pe tunel. Ați venit, mă? Ți-au ce aminte meciul ăla 2-2 la Cluj, când am apărat lui Hagi 12 metri? 2-2 s-a trebuit. Puțină intimidare așa era, mai de început. Mamă, și ne-au luat colonelul când a venit. Mă, veni răz, mă, veniți răz, mă. Ce am pățit, mă, din cauza voastră după meciul ăla 2-2? 6 ne-au dat. Ne-au luat după tunel, nici nu mișcam. Să trăiești, colonele. Te vă apuc, sănătate. Domnule Bumbescu, mai devreme ne spunea Florin Prunea cum a fost el sergent major la securitate. Dumneavoastră, când ați fost la Dinamo, ați primit vreo astfel de grad, vreo astfel de funcție? Da, dar nu avea legitimație, cum spune el. Eu am fost luat de la Craiova în 80, mi-a venit solid de corporare și a trebuit să mă prezint 48 de ore și să fac cel mare militar în termen. Și după o lună de zile au stat în club la Dinamo și atunci m-a făcut, o lună de zile, după ce am depus jurământul, m-a făcut sergent pentru că nu avea liceu. L-am terminat ulterior la Steaua, când am venit. Da. Să zicem așa, din punct de vedere al ierarhiei, unde a fost mai bine, la Steaua sau la Dinamo? Normal că a fost la... Nu unde că a fost bine și la Dinamo, dar la Steaua incomparabil. Rezultatele și activitatea a fost... Pe plan sportiv a fost ascensiunea. A fost mult mai... Sigur, mai ales sportiv. Dar Florin v-a spus mai devreme, v-a adus aminte de supranumele, colonelul. Bănuiesc că n-ați ajuns și în ierarhia militară la o funcție așa înaltă, la un grad așa. Bă, dar eu când am ieșit la pensie, locutăream colonel am ajuns. Deci am ieșit colonel. Ați fost ridicat în grad spectaculos. Păi, dar da, pentru că în 1984, când am venit la Steaua, m-am făcut locotenent în 94 și de atunci nu am avut niciun excepțional. Aha. De la 5 la 5 ani, în fiecare an, mi s-a dat un grad. Locotenent major, capitan, major și după aia de colonel. Vrei să adaug ceva? Păi îi spunea colonelul nu datorită funcției, și datorită respectului pe care îi purtau jucătorii, că era colonelul apărării. Da, și da, de-aia îi spuneam. Da, are dreptate, Florin, da. Da, la un dat era chiar ministrul apărării. Dacă aș fi un pic rău, îmi permite să fiu un pic rău, mi se putea spune uneori și ortopedul. Erați și ortopedul apărării? Mai exagerăm așa, juca mai tare la minge. Cine era? Că nu știu cine. Grigore Cartianu. Grigore. Bine, Grigore, sigur. Să-ți spună Grigore, câte plecară piciorul sau câte întorsă la vreun jucător. Asta mă refer. Mă refer că aveați o șutare și dacă puneați contra regulamentară, păi sărea și mingea și piciorul adversarului. N-a spus un rupător de oase. A spus un om cu un fundaș cu osul foarte tare, de care se cam vrea. Mie mi-a plăcut să nu fiu ridiculizat, să nu fiu depășit. Și asta am învățat-o de la Oblemenco, de la oamenii de la Craiova, unde am crescut, de la 9 ani. De la juniorul ăla. Ați avut foarte puține eliminări în raport cu postul pe care jucați, că acolo scăpa unul singur, în faulta era cartonaș roșu. Nu prea se întâmplă, Grigore, o singură eliminare am avut, și asta chiar cu Dinamo, la Târgu Mureș, Cristian Teodorescu, ții minte toată viața, la Buzău m-a eliminat, l-am înjurat. Ne-a bătut 2-0, ce păruia l-a luat atunci. Deci o singură eliminare în cariera mea am avut. Nici măcar aia pentru o duritate pe teren, ci pentru Nu, sigur. Eu vreau să fac precizarea următoare, domnul Bumbescu. Pentru cei care ați adus gloria atunci la Sevilla, când eu eram un adolescent de 17 ani și mă uitam la un televizor, pentru noi rămâneți niște repere, aș spune că statui în viață. Și nu numai, și pentru cei care ne-au dus în finale sau în finală, și Craiova 83, și Dinamo, semifinalul Dinamo cu Hamburg, și Steaua cu generațiile ei, că 86, 88, 89, Dinamo 90, iar semifinală de Cupa Cupelor. Pentru oamenii ăștia și pentru cei care 94 la mondiale, ca să nu punești alte mondiale, 90 și 98, pentru noi nu avem, pentru noastră, cum luată, să, dacă avem un pic de bun simț,
să încercăm să vă ridiculizăm. Sau să... Sigur. Ai dreptate și... Dar cum și... să vă spun? Când ați prins la vârsta aia adolescenței cu bucuriile astea de plăzneam de bucurie, să dăm 5 metri în aer, n-avem cum să nu avem un respect pe viață pentru noastră. Aș vrea să completez aici, bravo, bine ai spus. De ce nu se fac emisiuni să vadă și știrile de astăzi cum se juca înainte? Mulți spun că se juca cu basca în cap, cu... Să vadă meciurile din 7-7, 7-8, 7-8, Craiova, Dinamo, Steaua și acelalte echipe. Erau echipe extraordinare din Brașov, Constanța, echipe extraordinare de bune. Să vadă meciurile așa, să vadă un replay din asta, să vadă fotbaliștii de... Întrebe cineva de Florica, voi neam cine a fost ăsta, dus de Măreanu sau de Florea Dumitrache. Să știe cine au fost. Ei, cine sună... Vai, Gica Popescu, Gica Hagi. Păi stați, domnul, că faci gura voastră. De un Cornel Biru, mai vorbind, de un Rac și de un... Păi, haide să... Domnul Bubescu, eu am un singur regret. Că generațiile aceia de fotbaliști extraordinari n-au avut șansa să fie lăsați să joace afară la mari cluburi, unde ar fi jucat în mari campionate titulari toți, așa cum în generația de aur au toți titulari peste tot. Aveți dreptate. Uitați, că și în Europa. Jucau maxim eu după meciul cu Leeds United, eu n-am fost lăsat la 79 când am câștigat cu 2-0, puști. Eu n-am fost lăsat să plec la cumpărături. Stăteam cu Iribescu în cameră, țin minte cu Mircea, băi Mircea, ce ai luat ea și mie? S-a dus Mircea și m-am cumpărat. Deci eu n-am fost lăsat la cumpărături. Jucase pe străluna de bine și le-a fost frică că să fiu racolat. Da, incredibil. Deci Craiova devenea atunci prima echipă care elimina o formație din Anglia, din cupele europene, prima noastră formație, și nu ați fost lăsat să mergeți prin oraș și la cumpărături în Anglia. Da, incredibile vremuri. Iar la valoarea lor, la Mihai, la valoarea lor, toți ar fi fost milionari în dolari dacă erau lăsat să plece. Pentru că toți aveau valoare de campionate puternice. Domnule Bumbescu, aș vrea să vă întreb și de sărbătoritul zilei. Colegul dumneavoastră, Marius Lăcătuș, face astăzi 60 de ani. Da, la mulți ani. La mulți ani, Marius, și i-am dat un mesaj, sper că l-a primit, adică da, mi-a mulțumit, da. Da. Ce să spun? Spuneați dumneavoastră că la antrenamente nu doreați să, sau în general nu doreați să fiți pus într-o situație dificilă. Cu Lăcătuș cum erați la antrenamente? Se întâmplea să mai fiți și adversari? Dar nu prea, la mine și la Ivan nu prea intra mai dur. Intra la ăștia mai puțin, mai așa, mai... La Beloni intra mai tare, la Bălan, ești cu antinerii cu bătrânii. La care își permitea el, la ăștia nu prea avea succes. El era cumva de la tinerii când jucați. Era mereu răzvrătit el, era așa mai brașovean de ăsta, ardelean de ăsta, mai... Dar, bine, nota echipei, că nu era și numai el. Normal, de multe ori oprea jocul și făceam altceva. Că ne certam. Dar era această, cum să spun, această rivalitate. Și rămâneam, erau înjurături, bătăi, chiar pumni. Antrenamente, nu era așa ușor. La cantonamentele omorisele cu antrenamentele. Stăteam cu zilele și ne puzeam la... Începând să se pune și ca să te video și de acolo începea Caterinca. Bă, că te-am făcut, bă, și după aia țineam minte și următorul meci era pe capace pe la gât. Erați multe personalități puternice în acea echipă. Apropo de ce spuneați că mai apăreau prin cantonament și așa mai departe, ce episoade se mai întâmplau. Da, păi, aveam un cerc, de exemplu, la 5 contra 2, dacă prindeai un minut, era antrenament fizic. Aveam un careu cu Iovan, cu Beroni, cu Pițurcă, cu Dumnezeu Stoica, și Borbulescu, 7 era 5 contra 2. Era extraordinar. Marius era unul dintre jucătorii mai tineri din echipă, dar în finala aceea de la Sevilla, nu și-a arătat tinerețea. A transformat extraordinar acea lovitură de departajare. Am văzut că au ratat și primii doi. Ai spus, hai să-i dau prin ochi. Pare să nu dau plasat, pare să dau prin ochi. Nu mai ce să mai riște. Dar vreau să spun că
maturitatea a căpătat-o și în meciurile, din meciurile internaționale care le făceam după cantonamentele de la Forban. Mergeam în Belgia, Olanda, jucam cu echipe foarte bune. Erai chemat la turnee și asta te face să te maturizezi, să ai experiență, să nu-ți fie frică. Pe 80.000 de spectatori, 90 sau 50, 60 care jucam, normal că unul care nu are experiență se ferește, se intimidează și are tracul ăla care îl dă înapoi, îi dă valoare înapoi. Aș vrea să vă întreb și despre Radu Drăgușin. Vorbim acum și despre un fundaș central care, sigur, a ajuns în Premier League, la Tottenham. Apropo de faptul că dumneavoastră, deși eliminați o echipă din Anglia, nu erați lăsat nici măcar la cumpărături în Anglia. Mă rog, acum, sigur, vremurile sunt cu totul altfel. Cum vi se pare Radu Drăgușin din perspectiva dumneavoastră de fost mare fundaș central? Are calități extraordinare. Aici este un campionat care pentru mine, eu pentru mine era ca era extraordinar de bine, ca calitățile care le aveam eu. Deci el este un jucător care este puternic, inteligent, anticipează, asta îl face să joace acolo cât joacă, dar are și, cum să spun, puterea necesară să ducă dacă va juca. Inteligența și maturitatea, el s-a cărit acolo unde a fost, la Genoa. Dar totuși, după mine, dacă nu joacă în campionatul, eu totuși cred că trebuia să mai stea un an în Italia să mai joace, mai de meci. Să prindă mai și mai multă maturitate. Ați văzut cum a prins, cât a durat câteva etape, nu? S-a jucat 7-8-9 minute. Cât o accidentare stupidă al colegului, de așa a prins. Cum a prins, știți, cum a pățit și Cartoși. Gardoi m-a sunat doar de Inaglia și m-a spus, de-a Bobby, sunt al patrulea fundaș central, până prind, mai bine. Și i-a dat sfat atunci, a zis, mai bine, vino în țară să joci la orice echipă, pare să prinzi echipa națională. Că pisul că nu te ia dacă stai pe bancă. Puteți să le spuneați, să întrebați. Ce ești cu Radu Drăgușin? Este la o echipă importantă, dar trebuie să joace. Domnule Bumbescu, mai devreme ați spus că ok, se vorbește mult despre Hagi și Gică Popescu, dar ar trebui să se vorbească și de alt fost mai jucători din istoria fotbalului nostru. Sunt voci care afirmă că adevărata generație de aur a fost cea în care ați jucat dumneavoastră și care a câștigat un trofeu uriaș, Cupa Campionilor Europeni. Am văzut fel de... Și se pot numi generația de aur și noi generația de platină, ca să împăcăm pe toată lumea. Tu? Da. Eu n-am făcut parte din generația de aur din 90, când am calificat la Campionatul Mondial din 90, am jucat două meciuri, hai să punem și meciul cu Danemarca. În seara jocului era titular dimineața. Rezervă. Minutul 70 a vrut să mă bagi, eu n-am mai vrut să intru. Dar... Mă scuzați, n-ați și n-am dorit... Și n-am văzut la Campionatul Mondial, cum a luat. N-ați dorit să intrați în meciul cu Danemarca? Cu Danemarca, minutul 70, m-a spus la încălzire. Am ieșit și după aceea m-am întors. N-am mai vrut să intru. Erați supărat pe... Pentru că seara jocului a făcut schema de joc. Vezi la Polsăr, vezi cum joacă, că ai mai jucat. Și la Olimpici, așa, așa, și dimineața m-a luat de gât ședință că ar fi bine să joc mai multe aspecte. Asta dă înapoi un jucător extraordinar de mult. Da. Deci toți care au făcut parte de atunci, pe mine, pe Cămătaru, pe Dan Petrescu și pe Ovar, n-am făcut parte dacă n-am fost chemați la lot. Da, deși ați contribuit și dumneavoastră și Rodion Cămătaru la calificarea echipei la Mondialul din 90. Și atunci pentru mine, la 29-30 de ani, un pas înapoi enorm. Pe mine pot să spun că a fost mare norocit la sfârșit de carieră pe viață antrenorii de atunci, de perioada aceea. Conducerea federației în frunte. Am aflat după aceea ce s-a întâmplat, nu pot să dezvolt acum. Aș vrea să vă întreb și de situația echipei CSEA Steaua, care vedem că
nu reușește să facă pasul către prima ligă. Credeți că în sezonul viitor Steaua va avea această posibilitate, va avea dreptul de a promova în prima ligă? Ați văzut cât de mult se pune accent pe clubul sportiv al Armatei. Noi facem toate eforturile. Tot de acolo de sus sunt problemele. Când ne dă ok-ul, structura, organizarea, afilierea cu o entitate, sunt mai multe. Se lucrează, să știți, că nu se stă, se lucrează și se vede ce portiți să găsim. Văd că și Corvino acum sunt pe cale să s-au înțeles că o să aibă dreptul și altcumva și echipa se va exprima în campionat dacă avem drept de promovare. Și atunci vor veni și mai mulți suporteri și oameni de bine.